Șeful Direcției Sănătății, Mihai Moldovanu, care a fost numit în funcție printr-o dispoziție a primarului general al Capitalei, a revenit astăzi în biroul său de muncă, care a fost ocupat timp de 2 luni de Ion Arteni, de asemenea director al acestei instituții. Atâta doar că acesta din urmă a fost numit în funcție de Consiliul Municipal Chișinău. Păi, data trecută au fost impedimente din partea poliției care se implică în niște chestii ce nu sunt de atribuțiile dumnealor. Acum a fost totul calm. Am trecut, am spus bună ziua, am intrat în birou de serviciu, l-am rugat pe domnul Artenie să-și caute de treabă, să-și rezolve problemele de angajare în serviciu, pentru că le are. Și am venit, m-am așezat la masă, dumnealui și-a luat niște hârtii și a plecat. Reamintim că acum 2 luni, celălalt director, Ion Arteni, împreună cu unii consilieri locali, fiind păziți de câțiva polițiști, au schimbat lacătele de la intrarea în Direcția Sănătății și de la ușa biroului. De atunci, lui Mihai Moldovanu i-a fost interzis accesul în sediul Direcției Sănătății. Consilierul Cireș, consilierul Nișinco și domnul Ion Arteni, dar în prezența reprezentanților poliției municipale, au forțat bunul public. Acum Mihai Moldovanu susține că are de gând să desfacă contractul încheiat de Ion Arteni cu Direcția Paze de Stat și să facă regulă în toate actele financiare semnate de Ion Arteni. Acest contract a fost încheiat cu încălcarea legislației în vigoare pentru că s-a semnat Ion Arteni, neavând dreptul la semnătură, cunoașteți pentru că nu este angajat, dar ștampila a fost pusă de către aparatul președintelui Consiliului Municipal. Deci o încălcare flagrantă pentru că deja au fost transferate 20 ceva de mii de lei, deci va trebui să răspundă. Timp de 2 luni a făcut atâtea încălcări care nici nu vă puteți închipui. Vom prezenta toate ordinele pe care dumnealui și-a asumat responsabilitatea să le abroge. A făcut mai multe chestii prin instituțiile medicale. Dumnealui și-a pus nelegitim salariu și-a ridicat salariul pe 2 luni de zile. Cred că acest lucru vom sesiza procuratura pentru a se ocupa de acest lucru. Desigur că acest lucru care s-a întâmplat la Direcția Sănătății, eu am spus-o de mai multe ori, a fost încurajat de către Eduard Mșuc, care a vrut să creeze această dualitate în municipiu. Desigur, dumneavoastră s-a implicat, dar Mșuc cum n-a fost, așa nici nu este. Cine e Mșuc? La rândul său, Ion Arteni susține că nu a cedat biroul său nimănui și va continua să-și exercite funcția de șef al Direcției Sănătății, chiar dacă acum stă pe coridoarele instituției. O să-mi exercit funcțiile în cadrul Direcției Sănătății. Eu cred că postul de pază va interveni și va întreprinde măsurile respective în conformitate cu obligațiunile dumnealor. Postul de pază va fi evacuat? Asta a fost o înțelegere așa verbală deocamdată. Astea sunt niște presupuneri a domnului Moldovanu preventiv, dar până când postul de pază, după cum și vedeți, își îndeplinește funcțiile aici pe loc. Am discutat cu vicedirectorul acestei instituții, domnul Pleșca, și i-am solicitat să-și retagă polițistul din hol, pentru că noi nu avem nevoie de pază și nici nu avem mijloace financiare pentru asemenea destinații. Postul de pază instalat la intrare și care, potrivit lui Moldovanu, va fi astăzi evacuat, părea derutat de evenimentele de ultimă oră ce se derulau chiar în ochii lor. Nu sunt la curent cu nimic. Să mai menține postul sau nu? Desigur, este contract. Noi activăm în baza contractului. Cine este semnat contractul? Paza de stat. Cine dintre directori? Care este directorul? Directorul actual, domnul Arteni. Dar de ce atunci domnul Arteni nu este în grup dumnealui? Dumnealui este în încăpere. Este, se află adâns în birou. Dar nu este în birou, în birou este. Este în birou, este. Noi îl apărăm. Dar domnul, de ce nu stă în birou? Stă pe fol. Dumnealui în birou. Dumnealui este pe fol. Dumnealui ceva încurcat, dumnealui este în birou.